de 5 zile, începând cu 26 noiembrie, Primăria Municipiului Slatina organizează o serie de manifestări dedicate centenarului Marii Uniri. Astfel, în perioada 26 noiembrie-1 decembrie, la Slatina, vor avea loc lansări de film și de carte, vernisaj de expoziție și fotografie, dar și momente artistice. Pe 26 noiembrie, ora 14, în sala de festivități a Muzeului Județean Olt, va avea loc lansarea filmului documentar Centenar Slatina pe drumul Marii Uniri. Pe 1 decembrie avem depuneri de coroane, paradă militară, distribuire de cocarde, stegulețe și fulare tricolore participanților. Pe parcursul întregii zile, pe esplanadă, vom avea recitaluri susținute de Doina Oltului, Dinu Iancu Sălăjanu, Viorica Macovei, Claudia Ghițulescu, Romania și Fuego. Seara vor fi aprinse luminile de sărbătoare în jurul orei 18, astfel se va da startul sărbătorilor de iarnă. În luna august, natalitatea s-a aflat pe o pantă ascendentă, numărul nașterilor din județul nostru fiind în creștere, în timp ce mortalitatea a fost în scădere. Aceste fenomene au dus în cele din urmă la un spor natural negativ, după cum reiese din datele colectate de Direcția Regională de Statistică Olt. Astfel, la sfârșitul lunii august 2018, evoluția fenomenelor demografice s-a caracterizat prin creșterea natalității față de luna corespunzătoare din anul precedent, cu 6,3%, respectiv de la 319 născuți la 339. În ceea ce privește mortalitatea generală, aceasta a înregistrat o scădere cu 7,2%, mai exact de la 517 decese în luna august 2017 la 480 în aceeași perioadă de anul acesta. Potrivit DRS, în luna august 2018 s-a înregistrat un spor natural negativ de -114 persoane. Un proiect de lege înregistrat la Camera Deputaților prevede ca, alături de cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și angajații din administrația publică locală, ce nu locuiesc în localitatea în care lucrează, să poată primi înapoi banii cheltuiți pentru a se transporta la serviciu. Practic, conform propunerii legislative, în afară de profesori și personalul didactic auxiliar și angajații din administrația publică locală, ar putea beneficia de transport gratuit. Ultima categorie se referă la funcționarii publici și persoanele ce lucrează în primării sau consilii județene. Măsura de contări cheltuielilor cu naveta urmează să se aplice, potrivit propunerii legislative, începând cu 1 ianuarie 2019. Pe de altă parte, documentul nu stabilește și limitele sau modul de decontare a cheltuielilor cu naveta. Această propunere legislativă nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial.